salarii, fie că este vorba de plata contribuțiilor sociale, dar nu este, aș spune, o caracteristică exclusivă a companiilor de stat. Sunt și multe companii private care procedează în acest fel și e foarte grav. Prin actualul pachet de legi de reformă fiscală există obligația și, bineînțeles, consecințele care sunt penale pentru neplata acestor, sau mai bine spus, nevărsarea acestor contribuții la bugete, pentru că dacă stați să vă gândiți, contribuțiile sunt reținute angajaților, dar nu sunt vărsate la buget. Deci, așa cum vi s-a transmis de către executiv, reforma fiscală urmărește și corectarea acestei mari anomalii care a funcționat în ultimii mulți ani, aș spune, în România. Guvernul, pe de altă parte, vorbește despre faptul că măsurile fiscale care vin până la urmă să îi facă pe cei din privat să dea banii pe care i-ar fi reținut, pe care i-ar datora. Măsurile fiscale, scuzați-mă că v-am întrerupt, nu vizează o anumită categorie. Ele nu au aplicabilitate în privința unei categorii, că e vorba de mediu privat sau mediu de, eu știu, economic, unde este acționar majoritar statul. E vorba de comportamentul tuturor operatorilor economici din piață, de corectarea acestui comportament. Dar nu cumva se naște un mic război între multinaționale, între cei din privat și cei de la stat, atâta vreme cât multinaționalele sau cei din privat sunt indicați, cei de la Coaliția pentru Dezvoltarea României criticau de altfel atitudinea guvernului în această privință. Nu, cred că interpretările pot fi diverse, dar cel mai bine este să ne referim la textul legii. Textul legii nu face referire expresă la o anumită categorie. Cred că toți cei care au comportament ilegal trebuie sancționați, indiferent că sunt operatori economici de stat, privați, între privați români sau multinaționale, nu se face niciun fel de distinție, niciun fel de discriminare, nici pozitivă, nici negativă. Toată lumea trebuie să respecte cadrul legal. Trebuie să existe și sancțiuni în plus pentru cei de la stat care ascund pierderile neplătind pentru angajați, nu este deja prea... Eu v-am spus că sunt împotriva oricăror discriminări, așa încât v-am răspuns la... Care sunt consecințele aplicării codului fiscal modificărilor la cod, având în vedere pierderile pe care le au de foarte mulți ani, inclusiv companiile de stat, să zicem și cele private, și care în momentul de față nu vor reuși să ajungă la... Nu a existat în trecut convingerea că statul este în general un prost administrator economic. Sigur că vă spun și eu, dar nu a existat această convingere. Astăzi, iată, găsim, sau mă rog, dumneavoastră, vă aveți mult mai clar în față, subterfugiile pe care le-au folosit unele companii de stat pentru a-și ascunde pierderile, ceea ce spuneam mai înainte. Și de aici derivă necesitatea privatizării activităților economice. Concedieri masive, având în vedere că nu au cum să plătească restanțe. Nu știu ce înseamnă la dumneavoastră concedieri masive. Eu am să vă aduc aminte următorul lucru. În 1997, când eram ministru al Industriei și Comerțului, numai din sectorul minerit au trebuit să fie disponibilizați, atenție, 100.000 de angajați. Dacă se disponibilizează astăzi la o companie 1.000 de oameni și comparați cu 100.000 numai din sectorul miner, atunci o să avem, într-adevăr, dimensiunea cuvântului masive, ce înseamnă, da? Deci, să știți că sunt posibile foarte multe lucruri. Sunt necesare în același timp decăpușarea întreprinderilor de stat. Multe întreprinderi de stat funcționează în felul următor. Au contracte de, cu o serie de furnizori de servicii și lucrări, da? Privați. Toate firmele private fac profit, pierderile sunt pe umerii întreprinderii de stat. Asta este o rețetă veche care s-a aplicat de 25 de ani în România. În momentul în care vine cineva care ia taurul de coarne la o întreprindere de stat și face curățenie în privința furnizorilor, în privința ceea ce se numesc intrări, inputuri și ieșiri, să vedeți că se poate pune compania pe linia de plutire fără neapărat să fie nevoie de a face disponibilizări. PNL a cerut avocatului poporului să conteste la CCR această ordonanță privind modificările la codul fiscal. Cum vedeți acest lucru? Dreptul
oricărui partid parlamentar. Dar nu sunt singuri și sindicatele pregătesc aceeași sesizare către avocatul poporului. Foarte bine. Mai multe decât atât sunt companii care încearcă blocarea adoptării acestor măsuri. Deci, nu știu, vă rog, eu nu pronunțați nume, că eu n-am văzut așa ceva și am stat de vorbă cu reprezentanții câtorva companii. V-am spus... Sindicatele, să știți că drepturile democratice e bine să fie exercitate, așa încât nu pot decât să-mi pun întrebări mai degrabă retorice ce urmăresc cu acest lucru, în condițiile în care cred că scopurile pe care noi le-am anunțat sunt foarte clare. Reducerea evaziunii fiscale, creșterea contribuțiilor salariaților la bugetul de pensii, în așa fel încât să putem asigura echilibrarea bugetului de pensii, care în ultimii ani a cunoscut deficite în creștere și într-o creștere accelerată. Și atunci, asigur că, în mod logic, îmi pun întrebarea cui folosesc aceste acțiuni. Domnule președinte, astăzi BRR-ul vinde euro cu 4,70, BRD-ul cu 4,72. Așa. Am să vă spun ceva. Până în alta nu sunt nici banchier, nici economist șef la Banca Națională sau la vreo bancă comercială, dar am să vă recomand să citiți declarația făcută de guvernatorul Băncii Naționale săptămâna trecută în legătură cu modul în care a fost manipulat roborul în perioada în care a crescut spectaculos. Și o să, dacă o să citiți acea declarație, o să vedeți și cum s-a făcut manipularea. Și pe cursul de schimb sunt acțiuni speculative, fără îndoială, care sunt determinate fie de teama unora dintre cei care sunt jucători în piață, fie de cei care încearcă în mod deliberat, da, ca parte a unei campanii, eu știu, de a afecta imaginea și nu numai imaginea, dar până la urmă și situația economică cu astfel de jocuri de culise. Aleului. Să știți că poate să fie un atac asupra aleului și pentru că vorbeam de Banca Națională, am să vă readuc aminte că și în anul 2008 a fost un atac masiv pe leu pe care Banca Națională l-a contracarat și care s-a soldat și cu două măsuri la vremea respectivă. Doi traderi de valută de la două bănci importante au fost dați afară din sistemul bancar. Dacă o să vă informați, o să aflați și cum îi cheamă. Însă totuși această ordonanță despre care spuneți că va reglementa sistemul are și niște erori și au fost recunoscute și de domnul Dragnea în categoria IT-ști, spre exemplu. Mai sunt cei din cercetare, inovare, practic, se poate să mai existe erori pe care e nevoie să le corectați aici în Parlament. Sunt de acord, sunt de acord. Sigur că orice scăpare va trebui corectată. Sunt de acord. Da. Tot că le-a spus că va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului. A luat legătura cu dumneavoastră, cu parlamentare ALDE? Sau există condiții în care dumneavoastră ați votat o moțiune de cenzură? Fiecare parlamentar în parte, inclusiv cei care asigură majoritatea parlamentară. Și nu e o întrebare comică, pentru că PSD-ul practic și-a votat împotriva propriului guvern. Deci nu, eu cred că e o întrebare, eu cred că e o întrebare corectă pe care o puneți, dar eu cel puțin și colegii mei nu avem ce să discutăm pe un astfel de subiect. Este un non-subiect pentru noi. PNL-ul trebuie să-și caute majoritatea în altă parte. Domnule Păricianu, știți care este prețul benzinei la pompă? Am o rugăminte. Întâmplător știu, pentru că am fost ieri cu mașina, să știți că îmi cumpăr benzină de la pompă. Nu din altă parte, n-am o rezervă de petrol sau un puț de petrol, nu sunt așa de bogat. Vă mulțumesc. Casa regală. Casa regală, da, este propunerea pe care am avansat-o de adoptarea unui statut de funcționare a casei regale, care urmărește câteva lucruri foarte importante. Casa regală a militat și în trecut, mă refer după 1990 până încoace, pentru promovarea tradițiilor istorice legate de suveranitatea și independența României, pentru imaginea României, pentru promovarea unor personalități și instituții. Și cred că acest lucru trebuie să continue și în perspectiva următoare pe termen lung. De aceea am făcut această inițiativă legislativă. Cred că la articolul 3, dacă nu mă înșel, sunt detaliate toate acțiunile care urmăresc a fi derulate de Casa Regală și care, sigur,
vor trebui, pentru că sunt în folosul statului român, cred că trebuie, așa e normal, să fie susținute de statul român. Știu că există multe discuții în legătură cu bugetul care va fi utilizat, am văzut niște sume mirobolante vehiculate, n-au nicio legătură cu realitatea. Ceea ce pot să vă spun este că costurile acestea vor fi aprobate în fiecare an pe bază de proiecte de către guvern. Deci nu revine legii de a stabili un plafon sau o sumă minimă, ci ele vor fi stabilite prin hotărâre de guvern. Și vă pot spune încă ceva, că și în perioada în care am condus Guvernul României, am acordat statutul de reprezentant special al Guvernului României atât principesei Margareta cât și principelui Radu, că a existat un buget de funcționare pe perioada respectivă, un buget modest, care a permis derularea unor activități ale casei regale în favoarea României și cred că această, mai să spunem, tradiție, dacă vreți să o numim așa, trebuie perpetuată. Dar nici măcar o estimare nu ați făcut referitoare la costuri? Nu, costurile nu sunt de natură să ne preocupe, având în vedere că partea administrativă va fi asigurată de un personal de maximum 20 de persoane, deci nu sunt costuri care să... Dar sigur că ele vor fi stabilite de guvern, așa cum v-am spus, și în funcție de agenda de întâlniri, de acțiuni pe care Casa Regală le va propune, da, și revine guvernului de a aloca banii respectivi. Vorba și despre alte beneficii. Palatul Elisabeta era tot guvernului. N-aș spune că este un beneficiu neapărat. Palatul Elisabeta, în momentul de față, este în folosința Casei Regale și propunerea noastră este ca pentru următorii 49 de ani să fie menținută aceeași situație juridică, deci de folosință. O precizare legată de un proiect, dacă se poate, da, care trece tacit astăzi de Senat, v-aș întreba aici unul dat în discuție, referitor la îmblânzirea, practic, a condițiilor de liberare condiționată. Este un proiect al UDMR-ului. O să ajungă la cameră până la urmă, nu putea, da, să sufere modificări? Putea să sufere, dar acest lucru presupune, în primul rând, din partea comisiei sau comisiilor de resort, rapoarte care să permită introducerea pe ordinea de zi a plenului. Da? Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Călin Popescu-Tăricianu pe holurile Parlamentului, darnicu, jurnaliștii, a atins mai multe subiecte, a vorbit și despre ziua grea pe care a avut-o astăzi Liviu Dragnea la DNA, a vorbit și despre banii românilor și iată, într-un final, a vorbit și despre Casa Regală. Avem așadar noi dezvăluiri privind proiectul care va modifica statutul Casei Regale. Senatorul Florin Iordache a anunțat că șeful Casei